Salutare și bine v-am găsit la un nou clip de pe acest canal. Eu sunt Katie și sunt alături de asistenta mea, Sophie, de această dată, care are doar 5 săptămâni și m-am decis să răspund la cele mai dese întrebări primite de la voi. Le-am pregătit aici, pe laptop, am laptopul aici. Cele mai dese întrebări primite de la voi. De obicei îmi scrieți în privat pe Instagram și la un moment dat am observat că întrebările de la voi se tot repetă și m-am gândit, băi, hai să le strâng pe toate la un loc și să răspund la ele. Prima întrebare este unde studiez și ce studiez? Eu sunt la Academia de Studii Economice din București și sunt la Contabilitate și Informatică de Gestiune, mai exact anul întâi. Locuiești la cămin sau nu? Eu locuiesc cu chirie la o garsonieră împreună cu prietenul meu care este la automatică anul întâi. Câți ani ai? Am 19 ani, în august împlinesc 20. Lucrez part-time? Nu lucrez momentan, plănuiesc să lucrez pe vară dacă trece treaba asta cu virusul, dar da, momentan nu lucrez. Care este materia ta preferată și nepreferată? Materia mea preferată este economia, cred că datorită profesorului pe care l-am avut, deoarece am avut un profesor foarte bun de economie, deci da. Materia mea nepreferată este finanțele. Nu-mi plac finanțele, man. I don't know. Pur și simplu nu mă împac cu materia aceasta. Oricum, finanțe fac, cred că, doar semestrul acesta după scap. Trei lucruri esențiale la universitate. În primul rând, trebuie să înveți să gătești, deoarece nu se știe niciodată când dă foamea în tine și rămâi fără mâncare și trebuie să înveți. Apoi, încă un lucru esențial. Mi se pare că trebuie să știi să-ți partajezi timpul și materia. Și ultimul lucru esențial este să nu te lași influențat de ceilalți din jur, nu te lua după alții dacă altul face ceva, nu trebuie să o faci și tu. Bun. Felul de mâncare favorit de gătit la facultate. După cum am zis, pentru mine e esențial să știi să gătești la facultate, iar felul meu preferat de mâncare cred că este puiul la cuptor cu legume. Nu știu, mi se pare că se face ușor. Pur și simplu iei o tavă, pui foaie din aceea de copt, după aceea pui legume, dai cu ce condimente îți plac ție și bam, ai o mâncare delicioasă și sănătoasă. Ultima oară când ai fost la bibliotecă și de ce? Ultima oară când am fost la bibliotecă a fost în ianuarie, adică în semestrul întâi, în timpul sesiunii. Și de ce? Deoarece acolo este foarte liniște și am mers special ca să învăț la matematică și examenul l-am luat cu 8, deci a meritat să merg la bibliotecă ca să învăț la mate. Ai stat vreodată toată noaptea ca să termin o temă? Nu. Eu nu las temele pe ultima 100 de metri. Da, lucrez în ultima zi când e deadline-ul, dar nu lucrez în ultimele 2 ore, cu 2 ore înainte de deadline. Deci nu, până acum n-am stat deloc toată noaptea ca să învăț sau ca să fac o temă. Momentul favorit la universitate? Cred că momentul meu preferat de la universitate a fost atunci când am aplicat pentru ASCIG, Asociația Studenților de la Contabilitate și Informatică de Gestiune, deoarece am văzut cum e să treci printr-un interviu, adică a fost primul interviu, ca să-i zic așa, și am văzut cum e să ți se pună întrebări și cum e la un interviu, practic. Un sfat pentru un începător. În primul rând și eu sunt începător, abia termin anul întâi, dar un sfat pentru un începător, să zicem de unul de-a 12-a care urmează să vină aici, gândește-te bine dacă vrei aici, gândește-te bine ce vrei să faci și dacă merită să intri la această facultate sau la o alta. Gândește foarte bine pentru că până la urmă este un an și nu cred că vrei să pierzi un an din viață făcând ceva ce nu-ți place. Cam acesta a fost și University Tag, ca să zic așa, am văzut că americanii fac treaba asta, dar da. V-am răspuns la întrebările pe care le primesc cel mai des și care se repetau continuu. Sper că v-am ajutat cu ceva. Dacă mai aveți întrebări, vă rog, lăsați-le în comentarii și astfel vă pot răspunde vouă, dar văd și alții răspunsul. Un like acolo, un subscribe, un click pe clopoțel ca să fiți notificat de fiecare dată când postez. Sper că v-a plăcut de Sophie, din păcate a luat o nebuneală și energie și am dus-o la mama ei care e în cealaltă parte a casei. Dar da, eu sper că v-a plăcut, am fost Katie și nu uitați să-mi lăsați întrebări. Bye!